Fiți atenți, înainte să înceapă video-ul ăsta vreau să-i fac o promisiune unui băiat tare simpatic nou și anume lui Jimmy. Hai să-l sunăm. Alo, Jimmy? Da-mă-l pe acă, ia zi, care-i treaba? Fii atent, am să-ți fac o promisiune. Îmi pare rău oarecum. Oarecum, nici chiar așa de rău, că nu te-am băgat în celelalte training review-uri, te-am cam scos așa pe blat. Dar îți fac promisiunea asta pentru că ai dreptate, o meriți, o meriți. Bine, nu așa de mult ca fata cu slime-urile, dar așa că astăzi, când fac acest training review, dacă te văd pe acolo, promit solemn că mă uit la clipul ăla, măcar așa un pic, un pic, un pic. Bă, dacă ai zis, ai zis, dar pare că am fi fost cazul. Da, promisiunea e promisiune. Ce mă, că mă ține cuvânt întotdeauna. Bă, dar este așa. Bă, ne-aia cum facem? Bă, ea pe PR, nu te face că nu știi. Hai că trebuie să închid, adică nu... Bă, ce, bă, cu scuze de astea vii, mă? Bă, zici să mai mergi pe încredere, frate. Lasă-o dracu, bă. Bine ați venit și numele Salva K.K. de la Giu și astăzi, după vreo 3 săptămâni, astăzi o să intrăm în training și o să vedem ce dracu se mai află acolo. Nu-i așa, găină? Să intrăm în training! 8! Training review 8. Ăsta e 8. Vino încoa, iubire. Vino să-ți arăt ecranul. Vino să-ți... Deci... Să vedem pe locul 1! Preza mea de... Păstărnac? Este Gucci acolo. Irina Rimes, tu știi să fii bărbat. Nu știi tu să fii bărbat. A, am greșit titlurile. M-am speriat, m-am luat toți dragii. Oh, ok, avem Mona Lisa, avem Mona Lisa. Ok, ok. Eu mă deschid, tu m-am închis. A sunat un pic porno, îmi pare rău, n-am putut să n-o zic, că sunt foarte... Eu vreau să fug, tu iar mă prins. Eu vreau să strig, tu spui să da. Cântă frumos, dă-o! Măi! Nu știi tu să fii bărbat. Ce frumos sună-i! Pentru o fată nici măcar n-ai... Bă, un singur lucru am de zis de bine față de chestia asta, în afară că video-ul pare interesant și e super abstract și că la-la-la-uri frumoase. Plus că am zis că nu mai au neapărat de muzică, dar... E locul întâi în training și am o altă regulă care o bate pe asta dinainte. Am zis că dacă e locul întâi în training trebuie să-i las coment și să vorbesc despre el. Sincer, mă simt bine că chestia asta în trending. Înțelegi ce o să zic? Dacă mi-ar sta freza de păstârnă... Vai, zici că e un val! Așa că îi voi da like-ul. Iar pe lângă asta, iubire, sincer nu am găsit... Mamă, cum ai scris cu capul ăla. Sincer, nu am găsit încă o piesă de-a ta care să nu-mi placă, dar asta chiar este superbă. Asta putere în vocea ta, melodia e fantastică, Irina, ești formidabilă. Nu că scrie cel mai corect gramatical, asta parcă nici nu pare intenționat scris așa, adică pare Tera de asmr, te rog, Tera de asmr, tu faci de-aia cu asmr-uri? Ia, hai că te puricăm acum și pe tine. O, oră asta de mii! Fii atent aici, da, inteligent, am rămas statuie, am rămas statuie. Ei, locul 2 în tren, aaa, măi, mai multă muzică, Lidia Buble, tu, practic, tu ești în training, felicitări. Ia să vedem. Bate, nu bate. Bate, nu bate. Alo? Misterioasă chestie. Dragul meu, iubitul meu. Bă, deja dă un feeling mai calitativ. Deja să nu e o promanea sau ceva, sau... Lumea revine! Pare că lumea a revenit la chestii care să fie gen mai de așa. Până și Motani și Carla Dream și până și Lidia și... Practic au niște acolo niște versuri mai de dragoste, mai de alea, dar parcă au așa un gram de creier, știi ce zic? Îl simți, îl... Ei, like, boy! Oh! Un lucru clar e că Lidia este foarte bine cu ce dracu are pe față, arată ok. Adjective care să reprezinte că e frumoasă, dar fără atât de... Dar asta a fost locul 2 în training. Felicitări, doamna Lidia. Acum pe locul 3. Ah! Nu! Gen, mă omoară. Să-mi fixez, știi, dacă aș fi avut o din aia, știi, gen... Cum dracu se numește? Așa prost sunt, umi cuvintele, ești nebun la capăt. Trebuie un dicționar, să-i arbince careva un dicționar. Asta nu e un dicționar. Elan! Citește asta. Ah, ia-o de aici, marde! Recomand cartea asta. Locul 3! Bine, modul avion îmi pare oarecum... Nu,
Hai să ascult, ok, hai, înainte să-mi dau cu verdicte, hai să ascultă. Oh, oh, ai ratat un ă, Nici eu nu pun diacritice pentru că e destul de enervant când ai avem toți tastatura gen pe engleză setată, dar e un ă lipsă acolo, uite-te la el, mănâncă-l. Pe mod avion, ăsta ocupat, mă răspund la telefon. E cu meu net superior, vin cu swag-ul ăla nou, mai fac încă un milion. Shelly, dacă te uiți la asta, va trebui să înțelegi teoria stringurilor. Și în cazul ăsta, părul meu. Fiecare string în parte are o teoria lui. Stă în diferite părți, nu vrea? Primul coment de la Exploit. Ești un șarpe, vrei să ne dai jos? Știu că melodia asta a fost dată jos, n-am știut foarte mult. Era, parcă era șmecheria cu unul, i-a copiat titlul, avea titlul înainte și cățap. Și Zappy, pune tare coment. De ce nu cântați și despre altceva în afară de abonați? Câți bani faceți din YouTube? Damn! Știți care e faza? Uneori îți răspunzi la întrebările astea gen de ce toate gameplay-urile cu Minecraft pe vremuri erau așa de populare? Sau de ce când a apărut Dani Mucanu și toate? Răspunsul e foarte simplu. Faci ceva ce e cerut de public, că altfel nu ar face view-urile. Inclusiv dacă Five Gang-ul ăsta face o piesă și practic primul lucru care zice, niște copii, mamă ce groaznic sună, mă! Dar în view-urile acolo înseamnă că cineva, probabil în cazul ăsta 2 milioane și ceva de oameni care ascultă chestia asta, probabil înainte să se sinucidă sau ceva, pentru că practic asta e și calitatea publicului care ascultă. Plus că e hype-ul. Nu uita de hype, hype-ul e important, pentru că și eu în cazul ăsta o ascult din cauza că e hype-ul. Uită. E ziua mea de stat degeaba. În continuare, în acest top de trending-uri, avem fonul. Mă urmărește. Aminte din război. Singure acasă, nasul lui pălărie de la povești. Jimmy. Iarăși în trending. De locul 4, nu? Am făcut o promisiune când domnul Jimmy mi-a lăsat un coment. Pentru prima oară, în exclusivitate, Jimmy la povești cu... Îți mai mulți Jimmy, apărând și Hex. Faci mai multe canale și puneți un canal pe care să-l numești gen Jimmy și atât. Pentru ca să fii gen Max și atât, numai că gen continuarea. Singure acasă, nasul lui pălărie de... Jimmy Hex la povești cu Jimmy. Ți-am zis, fost canalul ăla important. Bă, atunci când eram copil, eu și pălărie, obișnuiam să facem concurs. Zi-mi tu mie, măi, băiatule, măi. La lucruri obișnuite, la distracție și chiar muncă. Mă, bă, are 8 minute, nu știu cum să te bag niciodată. Lasă-mă, fac bucăți, lasă-mă, Jimmy, în pace. Nu mai zic chestii, te rog. Atunci când treci la țară, nu contează dacă ești copil. Din când în când trebuie să pui osul la muncă. Și nu te gândi că făceam concursurile astea doar așa de... Stai, nasul lui pălărie seara că e dat peste nasul lui pălărie cu ceva. Sau cumva. Așa că vă dați schimb la momentul ăla, vreau să fiu original. Acum stai seama, pentru că mereu era o competiție așa mare între noi, lucrurile nu se terminau întotdeauna bine. Așa cum a fost și atunci când pălărie și-a cioplit nasul. Dar înainte să vă spun despre întâmplarea cu nasul, trebuie să înțelegeți... Ce? Păi și-a cioplit nasul și e un fire pe jos. Cum adică și-a cioplit nasul? Adică pe lângă întâmplarea cu nasul, așa, și-a mai spart capul de 4 ori. Pălărie idiot! Atac pălărie proastă în comentul de... Acum! Tu ăsta faci lemnul să crapă. Așa, mulțumesc, Jimmy. Pălărie, pana aia, o bate ușor acolo. Așa, pălărie. Până nu se pănește. Problema e că pălărie n-are pălărie. Povestea e fake, spun de la început. Jimmy trebuie să-mi explică de ce pălărie n-are. De ce te-a... E poveste undeva în spate, dar totuși nu înțeleg de ce n-are pălărie. Ar fi trebuit să aibă, i-aș fi pus, aș fi pus și o șapcă măcar. Gen, șapcă din aia, toată pe spate, de cumva să-mi rezulte un pălărie. Puțin acolo. Probabil acum am distrus o întreagă poveste pe care era povestit-o în 15 miliarde de episoade și o stric așa gen... Toată forța lui zbac în pana aia. Pana sare și zbang îl vă cu pălărie cum se dărâmă la pământ. Direct șarpe pe acolo pe jos. Îți dai seama, totul s-a petrecut într-o secundă. S-a dat băiatul cu pana nas. Asta e povestea cu nasul lui pălărie. Pe viață o să țin, o să visez în noaptea asta. Uite la mine, ochii mei. Acum, uite, o să visez nasul lui pălărie. Mulțumim, Jimmy. Acum ești în training review. Ești training review! În continuare, în acest trending review în care a apărut Jimmy Hex, în locul 5 se află Alina RM 69. Cum adică 69? Măi, sună por... Oh! Chiar e por... Welcome to my world! Nici nu-mi pasă dacă mă rănești, dacă răți așa e perfect. Oh! Mâini de buci! Măi, este maimuța orangutancă din fiecare bărbat care se uită la chestia asta. Bine, l-ai numit practic special pentru asta 69, pentru că în sine versurile nu știu cât de multe sens au, dar rezultatul final este... Mai departe, Dumnezeu versus Satana, oleu, episoadele astea care l-ați din Scarma, Clovdul Kiki a venit la Alex și Ariana să-i distreze, ce dracului e asta? Oh, nu! E canal din ala de copil super mega mic, mă doare uneori să văd chestia asta, nu cred că copilului ăla neapărat îi displace ceea ce face, dar trebuie să recunoști că eu ceva imoral la mijloc, e ceva ciudat, ceva ciudat să faci chestia asta cu copilul tău mic. Înseamnă că nu filmează el la momentul ăsta, adică...
E un părinte acolo care managește. Da, știu. Bă, am ales să nu bag partea asta copilul în training review de astăzi ca să nu mai iau după urma părinților acelui băiat. Dacă ei consideră că e ok să exploateze așa ceva, eu nu sunt de aceeași părere. Așa că am să evit pe cât mai mult posibil să-i dau și mai multă expunere. Mersi și adio monetizare pe un clip de 10 minute. Trist. Da, asta a fost trailerul cu Pikachu. Hai să facem și outro-ul. Dacă tot ești aici, că după o să plece să nu mai vedem niciodată. Și asta a fost trending review-ul de astăzi. Cu Tesi la final facem outro-ul până nu o să fugă de spec. E frică că nu lu de fiecare dată. Sper că v-a plăcut. Cine ne-a la viitoare? Al băga King Out la 3, ca de obicei. 1, stai. 1, 2, 3. Al băga King Out și Tesi. Nu uitați să vă abonați ca să faceți parte din legiune. Respect. Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Imaginează-ți că vine un dubios la ușă și îi deschide copilul tău care îl invită să-l joace înăuntru cu portofelul tău și cu televizorul. Ce bulios așa în liceu, mamă, ce...